Viorel Arion, președintele Partidului Mișcarea Populară, a fost și el prezent la Țebia și a subliniat faptul că libertățile pe care le au românii acum se datorează lui Avram Iancu. Da, putem spune fără să greșim că libertățile pe care le avem astăzi îi le datorăm în mare parte, pentru că Avram Iancu, așa cum se știe, a fost un luptător pentru libertățile democratice ale românilor, ale națiunii române. Într-adevăr, vin în fiecare an și vin cu mare plăcere la aceste evenimente. Astăzi, cred că și această implicare foarte mare a politicului în sărbătorile de la Țebea influențează într-un fel spiritul românilor. Aceste sărbători au fost politizate aproape de când știu eu, dar acum s-a ajuns la niște absurdități, în sensul că același partid depune 5 coroane, 10 coroane, ba pe grup, ba pe altă formațiune pe care o are.